Wow! Până la 27 trebuie, cred, un copil. Să sperii, pozele noastre se uită ochi în ochi și cu asta l-am dat gata. Gata, am zis, hai să ne căsătorim. Așa ceva nu ajunge pe internet. După aia, la 11 ani am făcut un emoticoncert la Alex Velia, la Când noaptea vine. Și piesa cânta pe fundal și tu scriai versurile și emoticoane frumoase cu... Oh, wow! Da. Și ăsta încă e pe YouTube, da. De Alex Alvarez m-am luat, da. De Alex Alvarez? Da, cu el a fost primul meu beef și am arătat lui maica mea și a zis că nu, nu. Cum v-ați cunoscut? Pe Bumble. Nu cred. Wow! Da. Pro FM, Open Radio. Tocmai ce a început o nouă ediție de Pro FM Live aici, bineînțeles, în studioul Pro FM, dacă îți vine să crezi, alături de Miruna Rumina, colega mea, care și intră după ora 16 la program, așa că rămâi pe fază, și Bogdan! Keke! Eu sunt. Îți place introducerea pe care ți-o facem? Foarte faină, am da. Am văzut tope cu de asta. Ați gândit-o înainte, nu? Da, este, da, da. E repetată de aseară. Ne repetăm, da. Îi trimit live acum lui mami, să știu unde să se uite. Da, e bun, gata, mami. Dar ce tare. Încă te înțelegi la fel de bine cu mama ta? Da. Eu fiind un stalker obosit? Da, tocmai ziceam, nu te mișcă. Mi se pare că ne înțelegem din ce în ce mai bine pe parcurs ce trece timpul pe... Cumva așa funcționează tot, mi se pare că. Da, pe la 15-16 ani, cum te înțelegeai cu ea? Vai, nu mai știu exact. Mai rău e? Ca aia e perioada. Măi, mai rău, mereu a fost mai rău decât acum, în secunda asta, îți dai seama, dar nu știu dacă a fost neapărat rău. Ai avut perioada aia de rebeliune? Am avut-o, dar cred că eram... Mai mic. Mai mic, da. 13? Ce însemna perioada aia de rebeliune? Perioada de rebeliune era că nu înțelegeam exact cum funcționează, cum să zic eu așa. Pur și simplu îmi doream să merg în mai multe excursii. Asta era chestia. Și mami nu-și permitea să mă lase în fiecare excursie și eu nu înțelegeam neapărat ce era. Mai la naiba că nici în excursia asta nu merg. Wow, dar acum am înțeles care este situația de fapt și da, e da, ok. Da. E tot ok, da. Ce crazy. Oricum, eu știu de când ai început, de pe la început, că mama ta e una dintre cele mai mari susținătoare. Așa este. Și a fost acolo de la începutul începutului. Da. Și altă chestie, ca să facem așa un pic de context, Bogdan, noi de cât timp ne cunoaștem? Nu știu să zic. 2008. Deci ne-am întâlnit la prima dată la primul Neversi. Primul Neversi vreodată, l-a fost primul din istorie. Primul din istorie. Când a venit Dua Lipa? Nu mai știu. A fost al doilea. Exact. Nu mai țin minte nimic. Asta da, când a fost? Ce an? 2016. Da. Hai mă, cum naiba? Măi, eu intram clasa 10-a. Păi și eu în 2016 m-am apucat de YouTube, cum naiba? Păi da mă, aveam amândoi, eu aveam 1000 de abonați aproape, o chestie de genul ăsta și tu aveai 3000. Așa și făceam. Știi cum, și cum mi-am dat seama de chestia asta? Că fix înainte de interviu m-am uitat pe Facebook la conversațiile noastre și de acolo era. Mamă. De foarte, foarte, foarte mult timp. Mamă. Tu făceai știrea YouTube-ului la tine în cameră și aveai monitorul pătrat. Și era... erai foarte mic. A, da, el era monitor, dar la un moment dat nu mai merea monitorul și am pus televizorul în loc de monitor. Nu mai aveam televizor, da. Te-ai descurcat. Exact. Dar tu te-ai dus pe Facebook de ce? Te-ai dus la Tineria Grea, voi vă dați seama, pe Facebook. Exact la chestia asta, eram foarte, foarte curios și mi-am schimbat telefonul numai în conversațiile de pe WhatsApp și știam foarte clar că am vorbit ceva cu el pe Facebook. Păi și am dat acolo scroll și acolo m-am cunoscut cu Bogdă și țin minte de pe atunci că de acolo a pornit și discuția că mama lui îl susținea. Uite, eu n-am avut parte de treaba asta, părinții mei până în clasa 12 mi-au spus că îți pierzi timpul cu porcăria asta. Mai puțin tata. Te-a susținut din prima mama ta? Bă, nu m-a susținut din prima când am făcut la 9 ani sau 11 ani. Nu mai știu, că am avut o tentativă înainte să am asta constantă. Și despre ce a fost vorba în primul tău clip? Vai, mă, ideea e că atunci era la modă Zmenta și Mikey H. Și făceau clipurile alea în care, cum era doza sau nu mai știu, luau clipuri de pe net și le comentau. Și asta voiam să fac și eu, și nu știu, știu foarte bine că era ceva, unde ăsta pe volă, cum îi zice, volist, presupun, excavator, în fine, era un om și încercam eu acolo să fiu amuzant și mă filmam cu camera de la laptop și am arătat lui maică mi-a zis că nu, nu, așa ceva nu ajunge pe internet. Și am puțin la fel, doar că eu ce am făcut, am început după să-mi filmez clipurile doar cu gameplay. Că de acolo a pornit toată ideea. Așa am început și eu, da, după aia. Mi-au zis că nu există și am zis, e, nu. Gameplay, ca să înțeleagă toată lumea, adică vă jucați și în timpul ăla mai vorbeați, mai dădeați cu tot dumneavoastră. Exact, da. Exact. Okay. Păi acolo deci... nu mai puteam să cerem feedback, nu înțelegeam, mami, lol. Adică la excavator mai știa așa cu excavatoarele, cu glumele, dar la lol ce știa. Deci clipul ăla de la 9 ani nu l-ai postat niciodată. Nu. Îl mai ai? Nu. Doamne, ce Caterinca ar fi să-l posteze acum. Dar care e cel mai vechi clip de al tău care încă e pe YouTube? Următoarea mea tentativă de a mă apuca, deci m-am încercat cred că atunci la 9 ani sau ce era,
Mi-au zis că nu-i bine, am lăsat vreo 3 ani, m-am apucat de fotbal. După aia la 11 ani am făcut un emoticoncert la Alex Velia, la Când noaptea vine. Emoticoncertul ăsta era un intrai pe Yahoo Messenger. Ok. Și piesa cânta pe fundal și tu scriai versurile și emoticoane frumoase cu... Da, 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 da. Și ăsta încă e pe YouTube, da. Dacă scrii și Alex Velia. O prins? Cât tare. Acum cred că are 30.000, nu știu, și comentarii. Nu cred. Bine, rău. Da, și are comentarii și zic oamenii, cred că o să ajungi mare pe YouTube dacă te ții. E foarte amuzant, da. Ce tare! Și care a fost primul clip care ți-a prins bine, bine? Da, deci o prins foarte, adică eu țin minte cum simțeam ca și copil de 11 ani când l-am pus și vedeam 300 de vizionări, eram mai de capul meu, mă știe tot satul. Erau multe, rău. Da, așa e. Da, și un videoclip fain, să știi. Trebuie să vă uitați. Ok. Da, e un point, cu emojiurile corecte. Hai să facem un felul următor, îi rugăm pe oamenii de la producție să lase aici așa, când o să fie toată treaba asta pe YouTube, să lase un mic fragment ca să dea oamenii seama despre ce vorbim aici. Da, emoticoncert. Ok, și primul clip care ți-a prins cu 10.000 sau 20.000, o sumă din asta puțin mai mare. De acum, de... Nu, primul tău clip, poate din 2015-16, când ți-a prins un clip bine. Când a început lumea să te recunoască, să-ți dea follow pe Insta, să te recunoască pe stradă. Măi, din păcate, nu este realitatea, nu este neapărat o mândrie, dar... cred că primul videoclip care o prins era, mă luam între ghilimele de alt YouTuber, okay. Aveam eu un beef. Ideea e că se făceau foarte multe prank-uri în perioada aia, 2016-17, presupun, se făceau foarte multe prank-uri de astea foarte fake și mi se păreau foarte penibile. Mm-hmm. De cine te-ai luat, mai ții minte? De Alex Alvarez m-am luat, da. De Alex Alvarez? Da, cu el a fost primul meu beef și... Ah, wow, țin minte! Și am avut o strategie, stai că a fost foarte bine gândită, deci am făcut clipul cu el și el atunci făcea și live-uri pe YouTube. Și a intrat live și eu am intrat pe live la el și am scris, vezi că a făcut ceva clip despre tine. Și s-a uitat pe live, mă, sau ceva. Și după eu mers toți oamenii la clipul ăla și mă susțineam un pic mai mult pe mine. Nu pot să cred. Da. Și după aia ne-am certat un pic așa, back and forward, așa. Dar după aia cred că am șters, că eram un pic toxic, un pic... Eram copil, nu știam exact să fac diferența dintre doar o satiră, ceva amuzant, să comentez pe subiect și să nu fiu... Cred că o luam un pic personal atunci, că nu aveam inteligență emoțională, nu aveam nimic, știi? Și acum e cu tot o altă poveste. Dar da, ăsta cred că o prins cel mai mult la început. Plus mândru, dar... Ai avut probleme pe la liceu? Cu treaba asta, cu că face YouTube? Nu. Eu da. Nu, deloc. La liceu chiar mă susțineau... Bine, mai mult colegii de clasă, restul n-aveau nicio treabă cu mine, dar nu, n-am avut. Chiar n-am avut. Nu, tare. Dar profesorii știau că faci YouTube? O aflat? Cred că la asta mă referam. Aici, iarăși, am vrut la un moment dat să mă las iară, înainte să îmi prindă astea cu Alvarez, am vrut să mă las... Și am făcut un videoclip, ceva în care am zis că YouTube-ul din România e nașpa, că se uită oamenii numai la prostiile alea de prank-uri. Eram foarte supărat și revoltat și am zis că mă las, nu are rost. Și am pus videoclipul ăla pe YouTube și nu mai știu cum, a ajuns la profa de engleză, a ajuns la niște colegi și o dat share pe Facebook și profa de engleză, că gen să mă susțină. Era foarte de treabă profa de engleză. Doamne! Da. Și de atunci, și după aia, după clipul ăsta, am făcut un videoclip în care am zis că, uite, când viața este nașpa, se întâmplă ceva și e bine și... Da, și a fost foarte motivațional. Și a fost fain, ăla cred că îl mai am încă. Se numește Când viața e nașpa, dai un pungi. Ceva. Nu cred. Da, astea le-am lăsat, cumva mi se... Hai să-l punem și pe ăsta. Da, ăla în care am zis că YouTube-ul e nașpa, cred că l-am șters, că eram și acolo supărat, eram, nu vreau să... cum să zice... Vreau să promovez acest comportament, dar uite, comportamentul ăla cumva m-a adus în punctul în care să văd și partea plină a paharului, știi? Da, clar, din greșeli învățăm. Da, clar. Și după ce ai început să postezi pe canalul tău, după ce ai văzut că în sfârșit ți-a prins un clip? Păi asta, mi-am adus aminte acum, eu postam mai mult gaming, mai mult cu LOL, făceam și Outlast ceva și tocmai erau 14 vizionări. Outlast e ăla de groază? Ăla de groază. De l-a făcut un YouTuber din România popular de cerea oamenii. Mamă, da. Cred că toți făceam în perioada. Mă, era mișto tare. Și aveam numai 13-14 vizionări, ceva la modul ăsta, eram eu cu colegii mei de liceu și de aia am zis că e foarte aiurea YouTube-ul, că nu prindea deloc. Și după aia am venit și cu fața și am zis că uite, este aiurea, că nu știu ce, și după aia când am văzut că era feedback-ul bun la mine vorbind, nu jucându-mă, am început să mai postez și clipuri cu mine vorbind. Habar și n-am. Despre ce vorbeai, ce subiecte abordai? Nu știu, eram în stilul Codrin Bradea oricum, habar n-am, okay, uitat la articole tare. Sau încercam să fiu amuzant sau nu știu exact să zic ce făceam, dar încercam să fiu un soi de Codrin Bradea. Nu copie 100%, dar inspirația era. Și cam care a fost creșterea? 1000 de vizualizări, 2000, 3000, 10000 sau a fost din start 2000 de vizualizări și 100.000 de vizualizări? Nu a fost discrepanța? Mamă, a fost foarte mare, nu știu, vreo 3 ani de zile cred că am făcut foarte puține vizionări cu un feedback consecvent, da. Și nu știu,
Ah, țin minte de fapt că mi se părea că am dat lovitura când un clip mi-a făcut 13.000 într-o zi. Bun. Da, și da, asta da. A fost când m-am mutat în București în 2000... Când m-am mutat în București? 2000... Nu mai știu. Am un videoclip, m-am mutat singur. 2018. La... Nu, m-am mutat singur la 20 de ani, cred că era. Deci cred că 2020 m-am mutat de tot. Sau no. Nu, nu mai știu. 2018, pentru că țin minte un lucru foarte clar. Așa e, cred că da. Pentru că țin minte că mai veneam, dădeam simulă la Politehnică și în clasa 11 și clasa 12 am, minte, am citat la tine, dacă mai țin minte. Unde stăteam? Mamă, dar deci acum și mai și cunosc Bucureștiul, nu știu, dar stăteai cu cioară. Ah, păi stăteam la Mihai Bravu. Așa, da, da, mi-aduc da, aminte, da, mamă, era apartamentul ăla, da. Mi-aduc aminte de acel apartament. Dar ce vreau să te întreb, ai vreun clip de pe YouTube pe care îl regreți? Fie el șters sau așa mai departe, adică să dai un fel de undo. Păi astea cred că ar fi, astea în care eram un pic mai acid decât trebuia să fii și eram un pic mai toxic, știi? Uh-huh. Cumva tot încercam, voiam să fie în mare parte amuzant, știi? Da. Dar atunci cred că o gândeam să fie amuzant, nu știu, 60% și 40% poate eram și un pic mai așa, știi? Dar nu cred că erai răutăcios, că tu foloseai destul de mult și autoironia care te scotea. Foloseam, sigur că da, sigur că da. Dar acum dacă mă uit înapoi, eu îmi dau seama că eram, adică la cum îs acum de n-aș vrea să rănesc nicio muscă, la modul ăla. Îți dai seama când mă văd la 16 ani că ziceam, mai știu ce, nici nu mai știu ce ziceam, dar mă uitam și eram așa... Da, mă, dar și asta e o artă, critica. Critica așa într-un e. Mod funny, adică da. Uite, roast-urile, da, știi? Da, normal. Despre asta e vorba, na. E... Normal, dar și acolo poți să faci roast fără să jignești. Da, complicat. Exact. Da, da, da. Complicat, mă, ce cu voi? Pentru, complicat pentru un copil de 16 ani, poate, că și măi, eu făceau aceeași treabă. E mult mai la îndemână să înjuri sau să folosești limbajul ăsta. Da, ok, ne ducem în zona aia, ok. Da, evident. Okay. Nu e bine să faci cel mai la îndemână, trebuie să arăți un pic inteligent, să nu faci o glumă stânga-dreapta. Clar, că e foarte ușor să zici, băi, ești prost, dar e foarte greu să o zici într-un mod în care manierat. Să nu se supere ăla, să fie și amuzant. Cu mănuși, uite, da. Pe mine nu mă interesa dacă se supăra, dar încercam, încercam cumva să o dau cât de pe față se poate. Țin minte că și la tine am văzut la un moment dat că ai răspuns foarte frumos într-un beef. Pe care, beef, e mult spus beef. Da, l-ai la care? Avut acum un 2 ani, un an. Ah, și ai răspuns destul de frumos. Care și dintre el? Streamerul mai calculatorist. Știu pe streamer. Da, 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 îl cunosc pe acel streamer, da, într-adevăr. Da, eram foarte chill, adică în perioada aia chiar... A, și videoclipul de la care a început beef-ul a fost la fel, într-o manieră exact, foarte... Da. Încercam să fiu respectuos, să apreciam ce era de apreciat, ziceam că nu în felul ăsta mi se pare mie normal să faci. Adică deja eram un pic mai evoluat din punctul ăsta de vedere. Mi era cunoscut că pe mine sunt în ceață acum. Adică pot era să zic, n-am nicio problemă. E vorba despre stresul computers. Da, da, da. Acum ceva timp țin minte că era prin TikTok-ul cu stresul când îl înjura pe Bogdan. Mamă, da. Și că îl prinde pe stradă. Că... A, da, mi-a zis că mă prinde pe stradă, că mă bate, că de astea. Da, da, da. Dar te-ai întâlnit vreodată cu el? Da. Nu m-am cred. Întâlnit la după un... Beef. După beef. Așa? Da, da, bine, nu ne-am intersectat. Eram în aceeași încăpere doar, dar nu ne-am intersectat. Era la ceva un meci caritabil de CSGO. Ok, da. Nu mai știu exact ce a fost cu meciul ăla. Era vorba că poate era să intru și eu. Un fel de rezervă eram în cazul în care cineva nu putea, o vedetă nu putea, puteam să intru eu. Da, și cred că el a jucat, că na, el era mai cunoscut, era și pe partea de CSGO, eu n-aveam nicio treabă exact, cu CSGO. Da. Ok, dar de la ce v-ați luat tu și stresul? De la ce ne-am luat? Ne-am luat? Măi, el la bază a făcut o faptă bună. Făcea tot așa un stream caritabil, încerca să strângă bani. De Revelion, cred că era, sau de Crăciun, sau ceva. Da. Era un de ăsta. Și pe acel live se întâmplau niște lucruri cu care eu nu am fost de acord, nu mai știu, știu clar că fluturau o sabie adevărată, erau o sabie pe bune care taie, o fluturau prin cameră și erau și beți și mi se părea un act foarte mare de, cum se numește? Da. Nu, păi bine. Adică faci un live caritabil și cumva în live-ul ăla caritabil nu faci cele mai morale chestii posibile. Da, adică numai patru oameni beți. Jumate din ei și dezbrăcat, fluturând o sabie într-o cameră mică, mai mică decât asta, mi se pare foarte unsafe. Okay. Și eu am zis că, na, aia a fost un lucru care nu mi-a plăcut, au mai fost mai multe lucruri care nu mi-au plăcut. Că au zis ei la un moment dat că strângem bani pentru... Așa, și-au folosit un cuvânt nereprezentativ. Adică era un caz cum... Dar pentru ce strângeau bani? Cred că era un copil cu handicap sau ceva în zona asta. Și au folosit... I-au zis pe nume. Nu cred. A fost foarte aiurea. Dar na, oamenii erau beți. Nu contează. Da, știu, evident că nu contează. Asta am zis și eu, că nu scuză. Dar eu doar asta am încercat să aduc în evidență. Nu
Așa, păi și oamenii de pe live ce făceau? Râdeau sau? O râdeau, era mare distracție, da. Pe asta nu e ok, da, pentru da. Că oamenii susțin. Păi asta cred că m-a supărat mai tare, da. Cumva, că vedeam că multă lume încurajează exact. Comportamentul ăla. Nu-i foarte bine că era multă lume care și dona în același mm-hmm. timp, că am și subliniat pe clipul ăla de mai multe ori. Mă, foarte frumos, caritabil, susțin, apreciez, fac și eu la rândul meu. Dar lucrurile astea mie nu mi-au plăcut personal. Da. Da. Și după aia, de te plimbi pe stradă. Da, da, da. Da. Da, e, asta de acolo pornind totul, că fix după și după toate amenințele astea, el tot i-a răspuns super calm, super frumos. A, da, am făcut, mi-a plăcut foarte mult, am făcut clipul de răspuns în care după ce el o zis că mă prinde pe stradă sau ceva, am zis, băi, eu mă tot plimb, ies zilnic pe stradă să văd să mă bată și m-am pus, eram eu într-un halat de baie, mă plimbam pe stradă, era foarte amuzant, da. Dar cum, de unde tot calmul ăsta pe care l-ai? Deci ești o persoană extraordinar de calmă. Nu, rectific, ești o persoană mult prea calmă și da. Îngăduitoare. Mulțumesc, mulțumesc. Da, nu știu exact. Adică asta vreau să fiu cumva și lucrez la asta. Adică nu e ca și cum a venit, că doar, na, e un lucru la care lucrez și vreau să-l dezvolt. Asta, calmitatea. Deci asta voiam să te întreb, dacă așa ești tu ca om sau dacă te-ai dezvoltat în timp. Păi, la bază cumva simt că ăsta mi-este sufletul, un suflet cald. Dar îți dai seama, mai știu eu, în anumite circunstanțe sau când eram mic... Se da, mai întâmplă. Mai răbufnește, da. Exact, exact. Dar mi-am dat seama, adică mereu am observat la mine lucrurile care nu-mi plac și în timp încerc să le repar. Și cum ai încercat să repari? Pur și simplu vorbești tu cu tine, ești pe dezvoltare personală, citești cărți în zona asta, ești pe partea spirituală, cam ce... E foarte important topicul ăsta în 2024. Și asta e adevărat, și asta este adevărat. Nu știu exact cum am procedat. N-aș ști să zic, m-am mințit eu că citesc cărți, am mai tot încercat, dar cu cărțile mi-e foarte greu. Da, adică am una citită cap-coadă, care a fost aia cu Arta subtilă a nepăsării, am citit-o cap-coadă, că era scrisă, era scris în așa fel încât să poți să o citești chiar dacă ești mare cititor. Așa e, da. Și n-am, mai tot apucam de alte lucruri, dar nu cred că cărțile m-au ajutat, cumva mai degrabă experiențele, vedeam cum mă simt eu în urmă la dacă făceam ceva, că și când aveam celelalte scandaluri cu Colo și așa mai departe. Și acolo, nu mai știu, și maică mea se speriază la un moment dat să nu îmi facă ăștia ceva pe stradă, că uite ce faci, sărat, te bagi în conflicte. Da, era foarte aiurea. Și chiar atunci aveam un moment de ăsta, bă, să mai fac, să nu mai fac, merită, știi? Mamă, dar tu erai un fel de justițiar acolo pe YouTube, te luai de acolo, te luai de stresul când făceau lucruri rele. Da. Kind of cool. Da. Da, ideea e că nu îmi plăcea neapărat ce se promovează, nu... Poate mai era lume care zicea că fac asta doar ca să mă agăț de chestii, uh-huh. Nu, eu pur și simplu voiam să nu mai văd că se promovează anumite lucruri care mi se par foarte nocive pentru generațiile care vin, știi? Da. Și atât, de acolo o porni cumva. Adică mă și gândesc, eu evident, eu sunt o persoană care e mai mult în zona de familie, îmi doresc familie și așa mai departe și mă gândesc cum aduci în lume un copil dacă se promovează lucrurile astea, știi? E scary așa un pic să... Are. Să știi că copilul tău se uită la niște oameni beți care își bagă săbii în scaune, nu știu. Da, da. Da. E pretty scary în adevăratul sens al cuvântului. Uite, chiar am o cunoștință de peste 35 de ani. Așa, care spune că ți-e și frică să mai faci copii acum. Da, aici depinde și cum o privești. Poți să fie scary dacă te uiți numai la tragediile care se întâmplă, dar în același timp, dacă privești partea plină a paharului, ok, mai sunt și exemple bune, mai sunt și locuri unde clar, comunități, iar, adică există, e ok să faci acum un copil dacă ești pregătit. Dar e scary când vezi și partea aiurea. Ce, am intervenție pe radio? O să ai și intervenție pe radio. Ah. Okay. Dar, că tot veni vorba de copii, hai să mergem puțin și în zona asta. Facem așa un amalgam, mai revenim și la treaba asta cu YouTube-ul. Pentru că sigur. Eu mai sunt curios de niște chestii. Eu n-am înțeles. A, vrei să mă mai întreb ceva? Da. Te rog, spune. Deci am înțeles că, presupun, de fapt, eu mă gândesc că știu de ce te-ai luat de colo. Pentru treaba aia cu minorile și fetele, da, cu șumerii, da. Și așa mai departe. Aia a fost una dintre ele. Da, dar voi vă dați seama că omul ăsta și-a luat cancel cum n-am mai văzut în România. Și acum, efectiv, e bine, mersi. Exact, tocmai, nu și-o luat niciun soi de cancel. A, nu? Eu știam. Deloc. Ai, mă, cum? Deloc. Nu, a fost maxim și-o luat o pauză. Și-a luat el o pauză să stea frumos, liniștit. Să... Bă, țin minte că fiecare YouTuber se lua de el și era rușine să mai posteze. Măi, și a început el să plângă. În România nu funcționează, mai ales în direcția în care trebuie să funcționeze. Și e ceva destul de ciudățel. Dar pe niciunul nu a funcționat, la niciun caz de acesta de cancel. Toată lumea e bine, mersi, toată lumea e înapoi. Poate chiar le merge mai bine, că eu am văzut la acolo că merge mult mai bine. Asta vreau să zic eu. Ceea ce eu mai am un caz, dar aici nu o să dau nume, care a greșit în mod repetat și știm foarte clar și are o susținere fantastică și în momentul de față. Lumea uită. Și cumva eu înțeleg treaba asta, că e bine să ierți un om. Și asta cumva promovează și religia care este la noi în țară, dar creștin-ortodoxismul, da. Cumva, măi, ierți un om, dar când îl pui ca și model,
aici este, acolo mi se pare că intervine puțin problema. Dacă ar fi doar oameni care spun, bă, te uiți la mine dacă vrei, dar în momentul în care vin și mai și spun că ei vor să schimbe ceva, că ei vor să facă și să dragă, ăla e momentul în care s-a bășit mireasa în adevărat. Da, în da, da. Băi, ce rușine, băi. Ce-a zis? Suntem la radio, doamnă. Dar suntem la radio. Ok, bun. Bine. Fii atent. De fapt, hai să le luăm pe rând. Bogdă, spune-mi, un lucru. Că ești de aproape de la începutul YouTube-ului în România. Hai aproape, nu începutul, dar să spunem când a început să devină popular, în adevăratul sens al cuvântului. La început știm cu toții că era celebra sintagmă, băi, nu se fac bani din YouTube. Și toți încercam să vindem un merch, toți încercam să facem ceva încât să monetizăm treaba. Și în adevăratul sens al cuvântului, aici confirm și eu, băi, atunci chiar nu se făceau bani din YouTube. Așa este, da. Dacă puteai să te întreții cu 300 de lei pe lună, da, se fac bani din YouTube. Dar atât, nu, așa puțin. Erau... Puteai să scoți, aveai voie 70 de euro, ce înseamnă asta? 300 de lei? Nu, la vremea respectivă și-o fi fost 3. Ba, da, stai că era și mai puțin. Mult mai puțin. În fine, oricum 70 de euro, da, puteai să scoți dacă ajungeai la acest prag mare. Da, eu ajungeam la 4 luni, la 3 luni și luam banii aia. Eu știu și azi. Ții minte ce ai făcut cu primii tăi bani din YouTube? În ce ai băgat? A, păi nu, i-am băgat nimic. Ideea e că eu primii mei bani din YouTube i-am făcut după, habar n-am, cred că 3 ani de postat. Pentru că nici nu știam real că se pot face bani. Da. Plus că eu am avut canalul meu până acum vreo 2 sau 3 ani, nu mai știu exact, nu dau datele exacte, că nu știu, dar eu nici măcar n-aveam activate reclamele, eu nu puteam nicio reclamă pe videoclip, că nu voiam să deranjez lumea, eram foarte, deci eu bani din YouTube am făcut foarte puțini comparativ cu cât puteam să fac de fapt. Exact, da. Da. Dar acum... în perioada aia în care ai bubuit tu, ți-ai activat totuși reclamele? La sirene, da, mi-am pus să văd cum s-ar simți să faci și bani. Și într-adevăr s-o simțit o diferență destul de mare. Da, da, da. Dar nu mai știu ce m-a făcut, da. Cred că și asta de fapt, că eram acasă și știam că posta Andra episodul și eu după aia trebuia să filmez, să editez, să postez. Și era o muncă. Bă, nu mai respiram când au fost sirenele, că trebuia să mă uit, să văd, să știi. Dacă revine cu sirenele. Păi depinde dacă am voie. Că dacă are ceva copyright de același și eu nu o să mai pot să reacționez pe YouTube. Chiar că dacă eu e încerc pe vreo platformă de streaming, n-ai voie. Dar stai că poate fac pe TikTok. Serios? Uite, mamă. Sau stai, nu, de fapt stai, din punct de vedere legislativ se poate. Mi-a fost dat aici un semn din stânga, ne-am interesat. Da. Ne-am interesat să vedem dacă avem voie să reacționăm și ai voie. Vai, dar ar fi păcat tare să nu, jur, dar eu nu, cred nu, că de asta aștept sirenele. Cum? Fiind să cred că și dacă ne dă copyright sau ceva, putem să facem o contestație în care zicem, hei, uite, materialul meu nu este, nu-i fur, nu-i copyright, nu pun ceva care e a ei și folosesc eu. Este pur și simplu eu comentând pe seama lui și eu am produsul meu original făcut pe seama lui, deci e ok. Deci 98% o să vine și sirenele sezonul 2. Dar dacă cine știe, poate e prea bun și n-a ce să comentez. Da. Posibil. Îți dai seama. Posibil. Chiar sunt și can't wait. Pentru că tot a anunțat Andra Gogan că o să vină cu o producție. A, wow, da. Păi da, deja departe. Au trecut 3 ani. Păi asta zic, mi se pare că e... Păi asta e faza, ea a fost de foarte mult. Eu așa mă gândesc că a filmat acolo în America, are aparatură profesionistă. În America, în Spania, în Grecia, în mai multe țări, a făcut turneu. Da, wow. Da. Și mă gândesc că poate au făcut și câteva cursuri de acting. De not. De not. Și au luat alte cozi. De cozi. Da. Mix. Sunt. Da. S-ar putea, parcă vezi noul H2O. Bă, cine știe? Ne uităm așa cu gura căscată. Cine știe? Oamenii sunt foarte interesați de partea asta financiară din orice domeniu. Adică mi se pare că în 2024 nici nu mai e atât de tabu să întrebi un om ce salariu ai, dar în același timp mi se pare că oamenii sunt mult prea interesați de toată treaba asta. Așa, această întrebare fiind pusă, câți bani mai ai? Poți să ne spui, hai, nu vorbim strict despre tine, dar poți să ne spui în 2024 și hai să vorbim chiar de luna martie, că trebuie lumea să știe și treaba asta. Așa. În fiecare lună, începând cu ianuarie până în decembrie, CPM-ul pe YouTube, adică câți bani ei, crește. Da, așa să face. Să spunem, da, nu știu dacă ai văzut. Mai spune. Luna martie, de exemplu, cât poate să scoată un YouTuber pe 100.000 de vizualizări? Mamă, deci un YouTuber pe 100.000 de vizionalizări? În total? Vizionalizări, da. Vizionalizări, ce zonă ești? Bă, nu știu, nu trebuie neapărat persoana potrivită, că eu nu știu exact cu banii, că nu prea o urmăresc. Însă cred că pe 100.000 de vizionalizări... Deci nu știu, mă, ar trebui să verific, că nu pun Avenger așa de mult preț. Avenger, știi, e la fiecare, la 559 de vizionări. Da, nu știu, chiar nu știu, numai dacă verific. Ok. Deci chiar Avenger. N-am habar. Ok, păi acum... 200 de euro, da. Spun, nu știu. Depinde de nișa în care activezi. Pe un clip? Adevărat.
Pe un singur clip? Cred că m-am dus departe. Nu știu, Danger Zone zic. Te-ai dus puțin departe. M-am dus departe, a? Depinde de canal. Adică uite, cel puțin, dacă o vine să credeți, s-a ajuns prin Statele Unite acum să existe canale care reușesc să ia 120 de euro pe 1000 de vizualizări. Wow. Adică ei fac undeva la vreo 12.000 de euro pe 100.000. Dar acolo vorbim strict de Statele Unite și de anumite zone. La noi în România e mai... Deci undeva la 150 de euro? Hai să spunem între 100 și 200 de euro, ceva de genul ăsta. Depinde 80-150. No, ok, mă așteptam la mai mult. Scoți editul, da. Exact, da. Ai un profit de 20 de euro. Bun, da, e ceva. Mai plătești și un thumbnail. Exact. Chiar că, care sunt costurile de producție ale Câte costă să faci un videoclip în 2024? Dacă vrei să-i faci o producție destul de măricică. Adică, uite, dă-ne un exemplu, videoclipul ăla în care lumea tot spunea că l-ai copiat pe MrBeast. Ai stat 24 de ore în mijlocul lacului. Mm. Cât a costat să faci clipul ăla? Arată genial, din toate punctele de vedere. Mulțumim. De la thumbnail, de la tot. Într-adevăr, este un clip la care am muncit mult și l-am gândit foarte mult și înainte, l-am gândit mult și în timpul și după. A fost foarte muncit clipul ăla, că am și colaborat cu un băiat pe care îl cheamă Mihai, dacă îl căutați pe YouTube, face și el YouTube și e extrem de talentat, doar că nu-i mai permite timpul neapărat să colaborăm. Știu. Și, nu mai știu. Ai tu idee de costurile exacte cât au fost? Dar nu exact, așa. Nu exact, dar au fost ceva, nu mai știu, că au fost, plătești până la urmă și cumva el a scris și scenariu, s-a ocupat de toate propurile, să cumpere sfoară, să cumpere aia, să cumpere foarte multe. Adică toate astea au un preț, așa, nu mai știu exact cât am stabilit noi sau cum am stabilit noi, dar te duce la mulți. Habar n-am, și ziua de filmare, au fost câte zile de filmare, au fost mai multe, că o trebuie să schimbăm și lacurile. Am dormit, lacurile? Am dormit acolo o seară cu cortul, după aia și în partea asta am dormit o seară cu cortul, el a dormit în mașină că era frică de animale sălbatice, a fost o aventură foarte... Ce implicat! Da, și după aia, după ce am terminat clipul, am mers să facem poza pentru thumbnail separată. Au trebuit să umflu iară paddleboard-ul ăla, am mers pe lacul Mori, am stat în apă, udat. Mori l-ai făcut pe ăla? Da. Am mers și erau copcii, mai treceau pe acolo, veneau mai la o poză, mai ceva, se uita toată lumea. Au venit și poliția la un moment dat, că teoretic nu cred că ai voie să dai cu paddle-ul pe lacul Mori. Și am zis, nu, că stăm doar aici la mal, facem o poză. Da, am stat foarte mult ăla. Dar a și meritat. Adică cumva au fost... A fost plăcut de oameni? Eu nu știu. A fost foarte plăcut de oameni, de apă. Cred că au ajuns la 500.000 de vizionari, care e foarte mult. Mai mult? Cât e mult? 700? Doamne, deci e implicată iubita ta ce-mi place de voi? Păi wow. Da, ea lucrăm și împreună, ea se ocupă de partea asta mai analitică, ea știe numere, ea știe... Păi, tocmai mi-a zis ăla din legislație că am voie din punct de vedere legal. Okay, a terminat dreptul, știe cu astea. Da. Kinda lucky. Da. Să știi că. I-am pornit microfonul și Mari. Hai, Mara. Mara, bună. Bună. Primele cuvinte pe radio. Doamne, ce ciudat este să te auzi, ok? Sunt primele mele cuvinte pe radio. Bună. Da. Ce faci? Cum te simți? Mă simt foarte bine. Sunt aici ca cel care șoptește la teatru, știți? Da, Bogdan, ce să mai spună răspunsuri. Dar vrem, înainte să intrăm în tot subiectul ăsta, să răspunzi la întrebarea de mai devreme. Dacă ai idee pe un clip de genul ăsta, cam care ar fi costurile aproximative? Ok, hai să încercăm să aproximăm. Sunt foarte, foarte curioși de treaba asta. Sigur. Păi, hai să încercăm să aproximăm. Uite, o zi de filmare, mă gândesc că ar fi vreo 200 de euro. Da. Să zicem că au fost două zile de filmare, care deja se duc la 400 de euro. Să zicem că mai și editez clipul ăla, care merge iară 200 de euro, 250 de euro. 200, iubire matematică. 500-600 de euro. Cel puțin, că plus e drumul și... pe care îl faci până acolo, motorină și toate... Plus timpul tău investit, că e o zi de muncă și pentru tine. Duce, adică o producție de asta mare duce, că tocmai de aia nu vedem în fiecare zi la mine, deși asta îmi doresc, vreau să mă duc în zona asta de proiecte mai mari, dar merită, mi se pare că merită. Adică dacă mă uit acum în spate la produsul ăla, o meritat tot. Genial. Și mai e și scriptul, mai e și recuzita, pedalul, lucrurile pe care le-am avut, adică au fost. Am luat corturi extra corturi, ca să doarmă oamenii acolo cu noi, că nu puteam. De dormit, da, da, să le oferim și condiții, adică am luat. Ce frumos. Că doar au mai fost și un Teo. Deja 800 de euro, mamă, e mult rău. Da, nu. Adică oare ți-ai scos investiția? Nu cred, nu știu, nu m-am uitat. Eu chiar nu mă uit, nu știu ce fac. Tare. Ok, deci tu chiar cred. Faci din YouTube, pasiune. Da. Pasiune din YouTube. Faci pasiune, din YouTube. Da. Da, nu mai știu, n-am urmărit. Dar într-adevăr am încercat să se și simtă toată lumea bine. Dar și pe drumul ce fain a fost.
Eu oricum văd clipul ăla mai mult ca o experiență, așa overall, tot mă gândesc la ce fain a fost, pentru că noi ne-am trezit, nu știu, la 5 dimineața să mergem să inspectăm zona, să vedem unde lansăm aia pe apă, să vedem, am urcat prin păduri, am mers pe poduri de alea, era ceas, era... Era să fim mâncați de lup. A, da, doamne, iartă, m-am dormit cu cortul și după aia, după vreo două ori, după ce cu greu am ațipit că era un fric de... înnebuneam. Eu cu Mara ne-am băgat amândoi într-un sac de la de dormit, încercam să stăm acolo. Și a venit un om cu lanterna, cu un câine, credeam că-s lupi. S-a panicat și Teo, eram și cu Teo. Teo era cu spray-ul de urs în mână, cu un mic topor în altă mână, cu briceagul, da, doamne, iartă-mă. A fost o aventură, copii. Așa, cu drumul, nu... La un moment dat credeam că nu mai putem să ajungem, pentru că era ceva semn și era drumul foarte groaznic, cu pietre, cu gropi, cu... Mașina mea nu era de teren, eu eram cu un Renault pe un drum de merg cu tractorul. Și nu mai credeam că ajungem, am ajuns acolo, după aia, o grămadă de probleme. Da, o experiență minunată overall. Nu mai fac și eu o intervenție, că mai muncim ca să rămân să lucrez la radio, să mai facem și noi un ban, cinstit? Oricum, da, asta mi se pare cea mai tare chestie posibilă, pentru că, uite, youtuberii și în România la fel au ajuns de la clipuri făcute în cameră cu televizorul pus în loc de monitor, că s-a stricat monitorul, exact. La lucruri de genul ăsta. Da. La producții, în adevăratul sens al cuvântului. Da, da. Și oamenii cumva, s-o dăm pe aia dreaptă, se gândesc, mamă, Shelly face tot felul de chestii, dar nu e el. Adică majoritatea youtuberilor acum, și la chestia asta a ridicat foarte tare. Și uite, de exemplu, eu am renunțat mare așa, adică fac treaba asta, nu mai aduc aminte, dar acum, ca să fii sus, trebuie să și investești de la bani, la timp și să te axezi pe chestia asta. Da, eu cred că oamenii deja încep să observe situația asta, adică la Shelly se vede că are o dita mai echipa în spate, pentru că zice de multe ori. Da. Nu mi se pare că și-a neapărat credite. Uite, și tu, cu orice ocazie, spui. A, da, evident. Da, deci oamenii sunt conștienți de treaba asta. No, eu chiar vreau să vă întreb cum v-ați cunoscut, că pare că sunteți fix pe aceeași lungime de undă. Este, da, unul e fix ce aveai nevoie și e fix ce aveai tu nevoie și vă combinați perfect și eu, wow, bravo, felicitări. Da. Mulțumim. Cred că vorbești tu mai bine despre acest subiect. Mara vorbește foarte frumos. Nu știu dacă o să aibă acum emoțiile de la radio, dar în mod normal este cea mai bună oratoare. E un cuvânt ăsta? Cred că mă plași tu foarte mult. Cred că aia e să mă auzi. That's a green flag. Da, este. Cum v-ați cunoscut? Pe Bumble. Nu cred. Wow! Da. N-ai fi zis. Mai ne-așteptam răspuns. N-ai fi zis, da. Wow! Deci chiar folosesc aplicațiile astea de dating? Da, chiar funcționează, cred că voiai să zici, nu? Da, funcționează, why not? Adică oricum amândoi am mers cu gândul cumva asemănător și mi se părea că, nu știu, din primele conversații, și oricum era recent Bumble-ul, luat și la mine și la ea, cred că. Adică am fost printre primele persoane cu care am schimbat ceva. Cred că nu am ieșit, nu cred că am ieșit cu cineva, cred că a fost prima persoană cu care am ieșit. Da. De pe Bumble. Și cu ce intenție v-ați instalat amândoi? Probabil ca să vă căutați chiar sortitul, persoana cu care veți rămâne pentru totdeauna, sau pur și simplu vă plictisați și ați zis, bă, hai să mai cunosc și eu oameni. Vă așteptați să vă găsiți așa din start să fie un perfect match? Nu, pentru mine era ideea de a mai cunoaște oameni. Nu credeam că o să găsesc sortitul pe Bumble. Eram genul de persoană care credea că o să-și găsească sortitul într-o librărie, cafenea sau ceva de genul, dar nu a fost așa. Pe Bumble pozele noastre se uitau una la cealaltă, aveam amândoi o poză în care el se uita în dreapta, eu în stânga și știți că pe Bumble trebuie fata să facă primul pas, așa că i-am scris, hei, pozele noastre se uită ochi în ochi și cu asta l-am dat gata. Gata, am zis, hai să ne căsătorim. Ce tare, sincer, cu ce ai răspuns? Nu mai știu, n-am nici mai mică idee, știi tu? M-a întrebat dacă am făcut un screenshot și am zis că nu. Da? Oh, wow. Okay. Da, vezi, uite-ți. Dar de cât timp sunteți împreună? O să facem un an în... Bine, stai. Sunteți chiar aici, facem un an acum. Hey, să vină cu tortul. În două luni. O să facem un an în două luni de relație oficială. Că noi ne știm de mai mult timp, nu mai știu. Ne știm de un an în și octombrie ceva. Octombrie 2023, nu? Da. Okay. Doar că la un moment dat am decis să iau eu un lava cake sau ceva și am pus o lumânare cu zero și am aprins-o. Eu am lumânarea cu zero. Am cumpărat o lumânare cu zero de la magazin, că tocmai în ziua respectivă mă întrebase dacă vreau să fiu iubita lui și am cumpărat această lumânare cu zero și el a cumpărat un desert de la restaurant și am scos lumânarea și am zis astăzi facem 0 ani. Doamne, până și așa vă completați, incredibil. Da. Și am poza cu... Ce era? Lava cake era. Eram un lava cake. E foarte frumoasă poza, da. Doamne, cât de tare. Mai avem lumânarea aia cu zero. Și cât timp ați vorbit înainte? Înainte să ieșiți pe Bumble? Sau cred că v-ați mutat pe Insta?
A, ne-am mutat pe Instagram, da. Oricum ne-am mutat, cred că din prima seară pe Instagram. Dar stai, ne-am văzut din prima seară. Ne-am văzut din prima seară, da. Nu, pe Bumble am vorbit, numai mi-a zis aia cu să uită pozele, după aia am schimbat pe Instagram și după aia am ieșit. Tu îl știai de pe YouTube? Asta nu. E frumos, că nu mă știa, da. Nu? Și nici nu vrea să mă știe. Nu știam cine este Bogdan. Sinceră să fiu, i-am recunoscut numele și am crezut că este un streamer, pentru că posibil să fi văzut la Fire că a zis ceva de Bogdan Techeș. Dar asta a fost tot contextul meu. Și nici nu, după aceea în conversație mi-a spus cine este, cu ce se ocupă, și nu am vrut să mă uit la absolut nimic, pentru că am vrut să cunosc omul, n-am vrut să cunosc persoana de pe YouTube, ca să-mi fac o idee despre el în realitate. Și de-abia după mai mult, câteva luni de zile, am început și eu să mă uit și am înțeles ce s-a întâmplat cu sirenele. Eram wow. A trebuit să înțeleg de ce oprește lumea pe stradă și ce strigă după el, adică na. Ok, ok. Deci voi v-ați văzut fizic după prima seară în care ați vorbit? În prima chiar seară. În prima seară. Chiar da. În prima seară? Mamă, ce tare. Și ce ați vorbit când v-ați văzut? Cum a fost? Nu mai știu exact. A fost dragoste la prima vedere sau prima dată ați luat-o așa pe prietenală, în ceva calm, chill? Da, adică ne-am plăcut foarte mult și când ne-am văzut, dar a fost așa, o inițiere de aia, da. Nu mai știu exact ce am vorbit, știu exact cum era îmbrăcată și știu ce am făcut în seara aia, a fost foarte frumos. Ce-ați făcut? Păi inițial am mers să o iau de la ea, de la bloc, cu mașina, și ne-am plimbat un pic cu mașina în timp ce frumos, mai vorbeam una alta. Băieți, mergeți vă rog după fete atunci când le chemați la date, atât. Da, după care cred că ai avut nevoie la baie și am mers... Ei, aveam nevoie la baie, am zis, hai să... Lumeam, chiar aveam nevoie la baie și am mers până la... Am mers până la mine să meargă la baie, după care am continuat aventura, am mers cu motorul. Am lăsat mașina acasă și ne-am urcat pe motor și am mers să mâncăm. Wow, da. Top Gun Fantasy. Da. Ce tare. Da. Și după aia am mers pe un pod în parcul Mogheroș. Pe podul ăla, nu știu. Ăla. Și am stat, ne-am pus amândoi acolo jos pe pod, am stat și am mai povestit și după aia fiecare la casa lui. Și v-ați dat seama din prima că sunteți foarte compatibili de parte de caracter? Nu știu dacă din prima neapărat. Sunt curioasă ce ați gândit fiecare unul despre celălalt când ați ajuns acasă. A zis, da, e ok, gen, cred că o să rămânem prieteni. Da, asta clar. Adică mi-a s-o deosebit foarte mult și în ziua, în seara în care am cunoscut-o, mi-am dat seama că e... Specială? Specială, era și amuzantă, era și frumoasă, era și cu... Era foarte inteligentă, asta m-a atras foarte mult, că îmi plăcea ce vorbea, îmi plăcea cum aborda lucrurile, cum aborda viața, are și ea o empatie... Deci dacă eu eram ăla care-s băiat bun, ea e peste mine cu mult și e un lucru foarte greu de găsit. Mara, așa e. Dar mulțumesc. Tu, într-un context de genul ăsta, fetele în mod normal, din câte se speculează așa, se atașează mai repede de băieți sau măcar simt o anumită conexiune. Tu ai simțit conexiunea asta mai de devreme sau a trebuit să... Adică din seara respectivă, vrei să zic? Nu era din seara respectivă, că ei au spus că se cunoșteau din 1 octombrie și că ei acum fac în 2 luni un an de relație. Adică ei au stat și au mai vorbit înainte. Știai că o să se ajungă la treaba asta? Sau simțeai? Nu neapărat. Adică eu la primul date, când am ajuns acasă, cum ai pus și tu întrebarea, mi s-a părut un date foarte reușit, mi-a plăcut foarte mult. Dar lucrurile au mers destul de slow, dar noi ne plăceam foarte mult, dar că pot să zic un mic detaliu care e foarte relevant. Da, poți. Bogdan era cumva relativ proaspăt ieșit dintr-o altă relație și în momentul respectiv trebuia să existe niște boundaries clare, pentru că trebuie să ai o perioadă în care, cum se numește în română, te regăsești. Grief. Gen, cumva super. Să treci peste relația respectivă, să nu poți să intri instant, știi? Și eu știind aceste informații, eu nici nu m-am lăsat să merg cu emoțiile mai departe, dar simțeam ceva și, cum ai zis și tu, clar, mi se părea că e ceva acolo și că avem potențial, doar că am vrut foarte tare să nu grăbesc deloc lucrurile, să nu grăbesc procesul nimănui, să nu pun niciun fel de presiune și lucrurile au venit de la sine foarte natural, chiar la momentul potrivit, când eram amândoi super pregătiți și ne doream foarte mult chestia asta. Exact, da. Foarte tare. Cel mai frumos. Dar... Da, vorbește bine. Ca să... Da. Mulțumesc. Da. Mara, tu cu ce te ocupi? Păi tocmai ne-ai zis, nu? Da, ce-ți... aproximativ. Da. Până acum am lucrat într-un proiect cu Levi Elkeș, pentru cine mai știe. Este un proiect muzical, acolo eram project manager.
Proiectul acesta se ocupa cu crearea de playlisturi pe YouTube. Aceste playlisturi generau o grămadă de vizualizări și oamenii voiau mai departe să apară în playlisturile noastre. Doar că recent am făcut o schimbare. Mi-am dorit să am un program ceva mai flexibil în partea asta, ca să pot să mă ocup mai mult de proiectul lui Bogdan, pentru că am devenit foarte, foarte pasionată de ce înseamnă să ai grijă de canalul cuiva, ce înseamnă să vii cu ideile pentru cineva, să scrii scripturi, și mă ocup în prezent cu partea asta de care a zis Bogdan, mai analitică, pentru canalul lui, dar și ceva parte creativă, adică să vin cu ideile pe care trebuie să le facem, să scriem scripturile, să mă asigur că la filmări, toate, adică ca un producător pe set. Și pe lângă asta am început chiar și eu să creez conținut. Am văzut. Unde? Da, pe ce platformă? Tot pe YouTube? Nu, eu voi vrea și pe Reels. YouTube, pe Reels, pe Instagram și pe TikTok. Da. Adică momentan fac short ca să mă obișnuiesc să văd cum este și am trezit ceva reacții până acum, am făcut ceva. Da. Și ce tip de conținut abordezi? Social. De regulă abordez câteva probleme din acestea sociale. De exemplu, primele două clipuri pe care le-am abordat și au făcut pe TikTok peste 500.000. Wow! Și n-au fost chiar, adică am mai postat niște chestii înainte pe TikTok, dar le-am șters pe toate și după aceea m-am reapucat, m-am reinventat. Postasem pe TikTok despre o fată care zicea că este ok să îți bați copiii și explicam eu de ce nu este în regulă să faci acest lucru. Și mai era încă un clip despre o fată care primea foarte mult bully în comentarii. Era o fată de maxim 12 ani care cânta pe Instagram și primise un comentariu cu... Era un comentariu foarte urât. Nu-l spune, și... nu-l spune, că dar nu cred că avea de gând să... Da. Clipul ăla l-am văzut. Da, și am strânit extraordinar de multe reacții. Adică am, la clipurile astea am și 700-800 de comentarii de oameni acolo care se ceartă, care mă înjură pe mine, care vai de mine. Și cel mai recent am făcut despre problema cu femeile în societate, Macarena, Marian Godina. Și ce părere ai despre treaba asta? Despre piesa Macarena, despre Erica, despre faptul că toată lumea a pus-o acolo pe piedestal, că ea este regina feministă. Ce părere ai despre treaba asta? Dacă vrei să spui. Da, nu am o problemă să vorbesc despre asta. Nu consider că este neapărat regina feministă. Consider că piesele sunt foarte, foarte bune, foarte bine scrise. Am înțeles că chiar ea le scrie. Am admirat foarte mult acest lucru și mi se pare că era necesar să vină cineva și să spună cu subiect și predicat ce probleme avem noi. Deci mi s-a părut o mișcare foarte bună. Ok, cât despre ea, ce părere ai? Și despre conținutul pe care îl postează pe lângă... Sincer, nu știu ce... cam aici am cunoscut-o, deci nu prea mi-am format o părere. Ok, am înțeles. Că văzusem relativ recent că a postat cineva că bine, Erica, ești super feministă și ești faină și ai piese faine și eu o susțin, mă înțeleg foarte bine cu Erica, acum nu vreau să... o să fiu obiectivă, deloc subiectivă. Și a zis, da, bine, te asociezi cu toți trepării care susțin efectiv the opposite la ce promovezi tu, știi? Și eram curioasă dacă te-ai băgat și în topicul ăsta. Nu, că pare nu genul băgat de subiect pe care ai putea să-l abordezi. Și de asta eram curioasă și de părerea ta. Să te uiți să cercetezi. O să dau follow. Bogdan, ne întoarcem la tine și la treaba cu YouTube-ul. Spune-ne cine pregătești în 2024. Adică care sunt planurile alea mai mari și mai serioase? Dacă începe ceva super păi wow, dacă ai niște clipuri super... Am și clipuri, am și gândite alte clipuri. Sunt foarte multe lucruri și sperăm să le ducem la capăt pe toate. Eu am încercat de-a lungul timpului să fac o grămadă de chestii, de-aia am și 4 canale, cred că, de YouTube. Am canalul principal, secundar, gaming și ce mai aveam? Cu motorul, am și un canal pentru motor. Și acum, ideea e că eu le făceam într-o formulă destul de restrânsă, nu erau foarte mulți oameni în echipa mea, eram eu și câțiva editori, care, tot așa, când puteau, când nu puteau. Și mi-era destul de greu să fac toată treaba asta. Singur, tocmai de-aia, acum e un mare plus că a venit și Mara în viața mea și e fix ce îmi lipsea mie. Fix treaba asta de organizare, fix strategii, tot ce îmi lipsea mie a venit acum. Și aș vrea anul ăsta, acum nu știu dacă e prea ambițios, vreau pe canalul de gaming. Am făcut un experiment acum o lună, chiar luna trecută cred că, am făcut un experiment în care am postat zilnic pe gaming să văd cum decurge. Și o decurs foarte ok, deși am postat numai LOL și e ceva destul de nișat cumva. Și acum vreau anul ăsta să postez zilnic timp de un an pe canalul de gaming, care nu știu dacă o să fie neapărat realizabil, dar eu fac tot posibilul. Mulțumesc! O să fie cât? 365 de clipuri? Să fac. Ce 365 de clipuri? Da. Și asta vreau să fac anul ăsta, să am canalul de gaming care să meargă, să postez zilnic acolo.
După care pe canalul mare aș vrea totuși aici să am două postări pe săptămână, dar o să încep cu o postare pe săptămână. Adică wow. de la o postare pe lună la una pe săptămână e foarte mult. E chiar mult mai mult, dacă putea spune. Da. Și am un proiect la care vreau să-i dau drumul. Am postat teoretic primul episod care nu a funcționat foarte bine. Vreau să fac o serie în care eu, din postura de începător, o să filmez un videoclip cu cineva care este ori un profesionist, ori un coach care antrenează profesioniști. Genial. Și într-o zi să învăț cât de mult pot din sportul sau... Habar n-am, orice artă face omul ăla. Gătit, pictat, astea? Toate astea, wow, da. Am făcut primul episod cu skateboarding și m-am dus la niște băieți, învață din mers, se numește o școală de skateboarding din București foarte bună și am făcut primul clip. Și a ieșit genial, adică clipul mi-a plăcut foarte mult, din păcate n-are performanțe foarte bune. Ce însă înseamnă plăcut... asta? N-are performanțe foarte bune? Vai, e tragic. Nu mai știu, vreo 20.000 de vizionare are sau ceva. Păi e oarecum și nișat, știi că nu... Păi asta, e și nișat. Sunt mai multe aspecte, da. Da, dar trebuie cred să analizăm și acolo. Cred că dacă te duce să te arunci cu parapanta, s-ar uita mult mai mult. Se poate, se și poate. Și contează și sportul pe care îl abordezi sau... A, 100%, 100%. Da. Și acum am mai filmat un episod cu Flair Bartending, am zis bine? Da. Flair Bartending, da, cu Valentin Luca, cu campionul nostru mondial. Care a fost și la nuntă. La nunta aia, da. Unde a cântat Rihanna. Exact. Deci, wow. Ai văzut, el doar a fost și la nuntă. Nici nu trebuia să zicem care, că era clar, știam. Da. Cu toții, da. Și am filmat deja, clipul e filmat, l-am filmat săptămâna trecută, cred. O rămâne să doar să zici, da. Să sperăm. Da, eu dar l-ai întrebat și despre nuntă și așa și chestii. Pe clip? Da. Nu. De ce? Păi, nu, clipul este mai mult, focusul este cum învăț eu să fac. Și la final asta e că tot clipul, eu de dimineață am început să filmăm, nu mai știu, pe la 9 sau pe la 10. Și toată ziua eu am avut acolo timp să mă antrenez, să-mi arate scheme, să fac un set pe muzică și așa mai departe. Și în seara în care am început să învăț, am făcut și un show. Mi-am chemat toți prietenii să vină acolo să urmărească un show în care ce fac eu cu sticlele toate astea. Da, și a ieșit foarte bine, dar foarte greu. Foarte tare. Deci nu m-aș spunea să fie atât de greu să învârți o sticlă. Ah, ba da, clar, e nu, se vede. E extraordinar de greu. Bogdan, eu mai am o întrebare pentru tine. Acum ceva foarte, foarte, foarte mult timp, făci niște clipuri cu niște băieți. Cu niște băieți. Cu niște băieți. Da. Care ne-au ajutat la vremea respectivă. Mhm. Mai păstrezi legătura cu băieții respectivi? Mai din păcate nu mai păstrăm așa de... Adică nu suntem certați sau ceva, dar nu păstrăm legătura la modul să ne sunăm sau să ne scrie. Mai un reply la story, mai o inimioare, mai ceva. M-am întâlnit recent cu Cucu, nu mai știu la ce. Tu de ce nu zici nume? Că așa noaptea mă simt ceară. Noaptea târziu. Ideea este dacă stăm să ne gândim, e foarte important să o ținem doar la noaptea târziu. Mm-hmm. Da, bine, am înțeles. Da. Ok. Te-ai văzut cu Cucu și... Și a fost foarte bine, nu mai știu, ne-am întâlnit, era un meci caritabil în Buzău, YouTuber contra TikToker ceva, da, unde am participat amândoi, el cred că era la TikToker și eu eram la YouTuberi, și după aia, după meci, ne-am întâlnit după, chiar eu cu Cucu și cu prietena lui ne-am întâlnit, am mers într-o cameră la final și ne-am jucat, nu mai știu, aveau eu ceva joc nebun cu cărți, ne-a plăcut foarte mult, da. Wow. Și în rest, din Cucuza nu m-am mai văzut de mult, nici cu Emi, dar e... N-avem nicio treabă, este, nu ne-am certat sau ceva. Exact. Este viața, normal, da. Fiecare își schimbă prioritățile, intervin lucruri în viețile noastre, o interveni și la ei, o interveni și la mine. Și cam asta e. E doar viața care curge. Da, fiecare face ceva diferit, care e problema. Mm-hmm. Okay. Da. Dar da, la început o reprezenta ceva, adică dat că nu erau ei, eu nu cred că eram nici în București, dar nici aici. Că teoretic cu venirea la București am început eu să fac mai mult YouTube. Cum te-au recrutat? Te-au găsit pur și simplu pe YouTube? Facebook m-au recrutat. Că pe Facebook se întâmplă toate lucrurile în 2016. Corect. Da, mi-a scris Emi un mesaj pe Facebook în care au zis că uite, eu sunt Emi de la Noaptea Târziu și mi-ar plăcea să colaborăm sau ceva, nu mai știu exact cum s-o exprimat, dar eu eram spălat o mașină în momentele alea și am zis, nu pot să vorbesc acum, spăl o mașină, ne auzim după sau ceva. Eu nu înțelegeam ce se întâmplă, cine îmi scrie, cu ce scop. Eu eram pur și simplu un copil din Tobza care făcea clipuri pe YouTube. Da, și după am început să vorbim un pic mai mult, să-mi dau seama despre ce e vorba. Și am avut de făcut o alegere, că eram clasa 12-a. Și aveam de ales între să mă duc la Cluj, unde mi-are toată lumea, toți prietenii, unde e viață frumoasă la Cluj, aproape și de Toblița. Sau să viu la București, unde nu cunosc pe nimeni, în afară de băieții la Noaptea Târziu și să vin să muncesc un pic mai mult. Și cam așa am fost eu dintotdeauna cu muncă și îmi doream, adică cumva dintotdeauna mi-am dat seama că ce fac acum în perioada asta o să se simtă la bătrânețe, să zicem așa. Clar. Și am făcut decizia să vin aici și a fost cea mai bună decizie. Două chestii pe final și una la mână, felicitări pentru tot, pentru că ai ale, adică exact cum ai zis tu, n-a fost decizia ușoară, n-a fost a fost decizia grea. Dar
Bogdă, hai să facem o treabă și să vedem dacă se întâmplă la anul. Propuneți o chestie pentru anul 2025-21 martie. Ce trebuie să realizezi până la anul? Dar nu aia cu... Nu, că pe aia ai dat-o deja pe story la tine și ai spus că trebuie să pui 365 de videoclipuri de pe canalul de gaming. Propuneți altceva și ne auzim pe 21 martie 2025. Așa facem, îmi notez în calendar. Să fiu sigur că nu e luat de altceva. Ok. Ne referim aici la YouTube, da? La muncă, la tot. Tot, viață. Ce vrei? Da, poate fi și viață personală, de exemplu, poate o ceri. Poate. ne punem un goal pentru 2025. Hai să ne punem un goal pentru 2025. Greu de zis așa, pot să zic numai unul și atâta? Că îți dai seama că... Deci orice zici trebuie să realizezi. Asta e un statement, adică... Că dacă nu... Se bate o braț. Ok. Hai să vedem. Stai să mă gândesc un pic. Mi-ai dat greu, n-am să te mint. Mă, cum se aude și liniștea asta. Gândește-te. Gândește-te la treaba asta și până la final, adică în vreo 3-4-5 minute, okay. Trebuie să-mi spui neapărat... Hai că mă mai gândesc un pic, nu pot, e greu, e mare commitment, adică nu pot să zic. Ce pot să zic? Neapărat ceva că eu zic pe YouTube că fac de 4 ani 1 milion de abonați. nu mai pot să bag pe asta cu 1 milion de abonați. Spune-ne, dacă se poate, cel mai important sfat pe care îl dai tu unui om care vrea să se apuce de creat de conținut în 2024. Vai, pe cât de clișeic și prostesc pare, e același sfat pe care cred că l-ar da oricine care este trecut prin lucrul ăsta de mai mult timp să... E constant. Nu neapărat. E foarte bun din punct de vedere strategic să fii constant ca să crești, dar trebuie să faci ceea ce îți place, că altfel nu ai cum. Clar. E răspunsul clasic, n-ai. Ăsta e, chiar trebuie să îți placă, că dacă nu îți place, e ca în orice domeniu. Dacă nu îți place să lucrezi, nu știu, la spălătorie, dacă nu îți place să fii vânzător, nu e bine pentru tine, pentru sufletul tău. Deci fă ceea ce îți place și dacă îți place într-adevăr și simți că îți place YouTube-ul, dă-i. Doare. Rezoluția. Ăsta a fost timpul de gândire, 2 secunde. Eu am încercat. Nu, okay. Dacă vreți, vă mai întreb ceva pe plan personal, așa. Ai zis că tu ești foarte familist, da. Și că îți dorești familie. Da. Și ce înseamnă familie? Înseamnă familie. Cu mai mulți oameni în ea. Nu e aparat oameni, poate să fie și o capră, ceva. O... Nu, da. V-ați gândit la copii? Cam când ți-ar plăcea să devii tată? Măi, nu ține numai de mine, dar dacă ar fi să mă raportez numai la mine când aș vrea să fiu tată, mă gândesc că am 24 de ani. Mulți aș înainte. Zice un maxim 20, maxim 27. Wow! Până la 27 trebuie, cred, un copil. S-a nu te speria? Nu trebuie, nu trebuie. Ar fi bine, nu este obligatoriu. Dar cam așa mă gândesc eu. Ești 4, de acord? 5, ești 6, de acord 7. Cu treaba asta? Hai 28, mă rezi la 28. Când am întrebat, au 28. Okay. Asta înseamnă 3-4 ani, nu? 4. 4 ani. Ceea ce înseamnă că în 3 ani trebuie să rămâi însărcinată. Da, este în regulă. E în regulă. Se potrivește și cu viziunea mea. Ce că și eu vreau până la 29. Mm-hmm. Păi acolo, 29. Și am 25, da. Ok. Da, e o vârstă bună. Da, e, chiar e. E vârsta perfectă. Când timpul ăla mai poți să-și evoluezi pe plan personal, mai poți să-ți faci și pe profesional să știi sigur că ai o siguranță financiară. Ești și tânăr ca să poți să crești cu copilul ăla, să mergi cu el pe munt, să-l bați, doamne ferește, să-l bați la fotbal, să faci sporturi cu el, să se simtă că are un tată care este într-adevăr acolo ca el. Da, exact. Să poți să transmiți cât mai multe valori. Exact, da. Să te cațeri cu el în compacte felul de astea, știi? Adică n-aș vrea să delay-uim cât de mult momentul ăsta ca să pot să fiu un tată ca lumea. Da, bravo, da. Felicitări. Mai ai întrebări sau cu rezoluția? Bogdă, spune-mi care sunt calitățile pe care trebuie să le aibă un prieten de-al tău. Calitățile pe care trebuie să le aibă un prieten de-al meu? Da. Supraviețuirea, pescuitul. Stai să mă gândesc. Mă, 100% empatia asta cumva, adică vreau să știu, să-l simt că este un om bun și el lângă mine, știi? Adică că mergem, că ne îndreptăm în același loc, din punctul ăsta de vedere, că n-aș suporta să, nu știu, să fiu cu un prieten și să mă duc undeva să disrespect pe cineva, nu știu, la restaurant, să-i zică chelnerului, băi, da. Asta cu empatia, cu respectul față de oameni, cred că sunt două calități foarte puternice și necesare. Și nu știu, mi se pare că dacă le ai pe astea două, putem să conviețuim foarte bine, dar ar fi bine să fie și amuzant, dacă tot pot să îi fac avatarul prietenului, să fie amuzant, să fie sportiv, să fie aventurier, să pescuiască,
Da, în zona asta. Super, adică sunt semene cu tine, că asta e cel mai important, să rezonați. Să am o clonă, da. Să... Super. Mi-e bine că nu cer multe. Da, 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 da. Da, asta ar fi ideal, într-adevăr. Să meargă la sală. Bogdan. Da. Promisiunea pentru 21 martie 2025, care? Promisiunea este în felul următor. Măi, îmi vine să zic chiar ceva clișeic, dar n-am să zic. Că pot să zic, că să fac ceea ce îmi place, că să mă simt fericit. Dar nu sunt de acord cu chestia, adică nu. Nu da, acceptă. Nu accept, ok. Măi, în cazul ăsta, dacă vrei așa pe ceva concret, nu m-am gândit ca și idee în tot acest timp, dar am să dau ce mi trece prin minte acum. Rezoluția este să... Un an am la dispoziție. Da. Nu o să se întâmple. Trebuie, o rezoluție, îmi doresc. Păi bat obrazul, tu-ți dorești așa ceva? Ai, păi îmi doresc, dar nu putem să facem pe 2 ani. Să fie mai realistă. No. La naiba, ok. Un an jumate. Între. Ah, ok, hai trebuie că uite, poate e mai realizabilă. Să fie, ori să am o locuință, să avem o locuință, ori o cabană. Să deținem o cabană. Genial. O casă de vacanță sau ceva, un acest refugiu, să zicem. Asta este rezoluția. Uite, poate să și întâmplă, nu-i sigur, dar poate să întâmplă. Doamne ajută. Bogdă, îți mulțumim din suflet pentru prezența mare și ție îți mulțumim că ai venit aici. Și... mai așteptăm la anul, bineînțeles. Exact. Sigur. Îmi notez acum, am uitat să-mi notez. 21, da? Da. La 15:30 sau schimbați programul la anul? 15:30, ok. Ah, okay. Da. Mulțumim mult de tot. Mulțumim. Mulțumesc și eu. Bye! Open Radio.